Atenție. Și saokuen. Shirim tao. Și odată cu mine. Sabji sao. Kwan sao. Saokuen. Numai eu vorbesc. Hoima. Sabji sao. Kwan sao. Saokuen. Yaji chunquen. Pumnul spre cea faciului din fața voastră, da? Linia de centru. Tan sao. Kwen sao. Chekwen. Tan sao. Kwen sao. Saokuen. Tan sao. De câte ori repetăm? De trei ori. Și Kwen sao. U sao. Mâna pe linia de centru. Fuk sao. Tan. Kwen. U. Avem o poveste atât de frumoasă. Am așa de multe lucruri pe care le-am aflat astăzi în această sală care parcă vibrează. Avem roșu, avem albastru, bineînțeles yin și yang. Și avem în 1984 când în urma unui accident intrați într-o sală care vă fascinează. Și de acolo a venit pasiunea, pe bune, deci da. Chiar nu glumiți. 1984 este anul video. Videotecii, când apăruseră filmele video și eram impresionat de Bruce Lee. Și așa a început povestea mea. Într-adevăr, în 84 am avut un accident de mașină, am traversat cu bicicleta strada printr-un loc neregulamentar. A fost un ghinion, dar în același timp a fost și o conexiune, neputând în anul acela să merg în vacanță, da, a trebuit să schimb planul și atunci am intrat într-o sală de karate. A fost anul în care am început să practic arte marțiale. Imediat în 1985, cu prietenul meu, Daniel Brândușescu, a început să mă inițieze în ușu și din acel moment a rămas dedicat ușuului. Deci se poate ca dintr-un accident sau din ceea ce ar părea pe moment un lucru tragic să reiasă ceva foarte frumos și de durată. Adevărul este că nimic nu este întâmplător. Lucrurile se întâmplă întotdeauna cu un scop anume. Și probabil că așa trebuia să se întâmple. Legătura cu ușu, trecerea pe care am avut-o, a fost și datorată filmelor cu care se vehiculau în acea perioadă, cu Bruce Lee, și a fost și primul meu idol. A fost motorul care mi-a dat energia necesară să-mi doresc atât de mult să fac arte marțiale. Mi-aduc aminte că la 20 de ani am întâlnit unul dintre oamenii importanți ai Academiei Române, care mi-a sugerat că cel mai important lucru pentru un tânăr este să-și facă obiective. Și mi-a zis, scrieți pe o hârtie obiectivele pentru următorii 25 de ani. Ce vrei tu să faci? Iar mi-aduc aminte, am hârtia asta așa cum, și unul dintre obiective era să devin maestru de arte marțiale. Și incredibil. S-a întâmplat. 25 de ani mai târziu, devin vicepreședinte al Federației Române de Arte Marțiale, obțin al cincilea doan printr-un examen la Federația Europeană de Ușu în 2019 și așa s-au legat toate. Da. Și spuneți asta cu așa de multă emoție. Am cunoscut-o și pe Adriana ceva mai devreme, fiica dumneavoastră, iată, un alt nume de care clar nu avem cum să-l omitem și mă gândesc, parcă în ochii aceia sau acești ochi, oarecum i-am văzut și la ea. Da. Sunt momente emoționante. Dacă sunt să ne gândim, toate lucrurile de-a lungul timpului s-au petrecut cu foarte multă viteză, ca să zic așa, au trecut rapid, dar în același timp au lăsat niște urme. Între acești campioni, viitor campion, dar și foști campioni, am deosebită plăcere să vă prezint pe Adriana. Este maestru emerit al sportului, titlul pe care l-a obținut în 2019 în urma rezultatelor de excepție. Sunt onorată să te cunosc, vreau să strâng mâna, să spun felicitări. Avem o forță aici, chiar trăgeam cu ochiul și între ghilimele acolo scria undeva forța celor 5 pumni. Forța celor 5 pumni, de fapt, sunt cele 5
stiluri. Ați menționat că sunt într-adevăr o fostă campioană. Meritul nu este numai al meu, este și al părinților mei. Ce emoții are Adriana în aceste minute, dragi prieteni, pentru că este un om, am simțit-o, extrem de sincer, foarte muncitor. Rezultatele acestea totuși se întâmplă în urma unor antrenamente, putem să spunem, multor ore de antrenament. E și durere, dar există și momentul aplauzelor. Hai să ne ducem așa dincolo de emoții, te rog. Așa este. Este multă muncă, poate ani la rând, dedicație, multă dragoste. Ușul, de fapt, dacă nu iubești, dacă nu ești dedicat într-un totul 100%, nu ai cum să... De fapt, ce înseamnă Kung Fu? Kung Fu înseamnă muncă grea prestată de om, muncă zilnică grea prestată de om. Kung Fu poate să aibă oricine, și un bucătar, în arta lui, poate să aibă Kung Fu. Kung Fu înseamnă atingerea spre perfecțiune, oarecum. Noi asta încercăm, să ne antrenăm, să fim din ce în ce mai buni și să ajungem pe podium. Este un lucru aparte în ceea ce te privește. Am aflat asta chiar de la mama ta. În următorul aspect, toți tinerii de aici sunt dintr-o parte a acestui sport, iar tu vii, iată, din zona full contact. Am înțeles corect? Da, sunt chiar prima generație de luptători full contact, chiar singura fată din lotul național al României de full contact. Și este o muncă destul de grea, nu este pentru femei, nu orice femeie poate să facă treaba asta, dar, cum spuneam, trebuie să iubești ceea ce faci. Ca în orice meserie, fără dedicație și fără pasiune, nu avem cum să atingem cele mai înalte culmi ale succesului. Așa arată, iată, o privire a unei mame împlinite, radiați de fericire. Sunteți aici alături de Adriana, să spunem, cea care a fost prima, nu? Care a venit în clubul dumneavoastră, înființat din mare, mare dragoste, încă din 1992, din ceea ce am înțeles, dar așa să zicem oficial, concret, cu sală, tot 2002, deci mulți înainte, 21 de ani. Ce poate să fie mai frumos decât, iată, să fiți alături de fica dumneavoastră cu asemenea rezultate? Este împlinirea tuturor eforturilor, tuturor neajunsurilor și tuturor așteptărilor. Deci copilul tău să ajungă pe cele mai înalte culmi. Dar ea, Adriana, a fost prima care a deschis calea succesului pentru tot clubul, da? Iar când ea urca pe podium și devenea campioană europeană, Mara cred că avea vreo 9 ani și nu participa la campionatul european, dar era acolo, ținând steagul, ținând... Și făcea galerie, o susținea. Da, și s-a dus la ea cu medalia de aur pe piept și a zis, eu o să am mai multe medalii decât tine. Mi-amintesc, părinții mei îmi făcuseră un perete întreg unde îmi expuseseră toate medaliile. Bineînțeles că orice părinte erau foarte mândri. Cine intra la noi în apartament, primul lucru, când intra, veniți, vă rog, să vă arăt ca orice părinte, de altfel și eu simt acum, și eu la rândul meu sunt părinte. Iar Mara, sora mea, avea 4 ani, este mai mică cu 13 ani ca mine. De fiecare dată când intra în dormitorul meu, îmi spunea, Adi, într-o zi o să ajung mai bună decât tine. Așa, cu degetul. Exact. Și așa a și fost. Așa a și fost. Mara, la vârsta ei, este campioană mondială, a fost la junior, campioană mondială, iar acum vice-campioană mondială și locul 3 la mondiale. Două medalii de... Într-adevăr, și acum îmi spune, dacă nu erai tu... Poate nu eram atât de motivată să reușesc. Pas în stânga și 1, 2, ne întoarcem, 3, 5, punct.
Mă bucur mult să ne revedem, Mara, o campioană mondială, recent întoarsă de la campionatul mondial din China, și avem acolo un bronz, așa, iată, tot chipul îți este luminat. Sunt mulți ani în spate de muncă. Ajută-mă și spune-mi exact titulatura ta acum, pentru că știu că urmezi așa încetul cu încetul pașii părinților tăi și te duci și către antrenorat. Da, urmează să devin instructor și să fac și facultatea de sport pentru a deveni antrenor. Succes și acolo. Spune-mi aici, iată, cred că putem spune că te simți cel mai bine pe podea aici, în sala de antrenament? Nu știu, poate greșesc. Da, este locul unde mă simt ca acasă. Aici îmi place să-mi petrec absolut toată ziua, dacă ar trebui. Da. Îmi place să stau, să lucrez, să stau cu prietenii mei care mă fac să vreau să fiu mai bună, pentru că aș fi un model pentru ei. Deci, da, aici este casa mea, a doua casă. A fost, așa să zic, ca un lucru care te-a impulsionat atunci când ai spus vin și eu în echipă alături de sora mea mai mare, Adriana. Știu că ai susținut-o foarte mult și o vedeai pe ea ca un model acum ceva ani. Da, când sora mea încă performa în sport, eu am intrat în camera ei și am văzut toate medaliile și am spus: eu vreau să am mai multe medalii decât tine. Și da, de atunci am și depășit-o în prezent. Felicitări încă o dată. Este o diferență de la acea discuție de cam câți ani? 10! Chiar mai mult, chiar mai puțin. Da. Mai că tu ești pe o altă zonă, ea a ales full contact, nu? Te rog, da, să ne explici. Ea este pe luptă, dacă o luăm așa, full contact, iar eu sunt pe partea artistică, exact, pe forme, o luptă cu un partener imaginar, nu ne atingem fizic. Este un fel de în care trebuie să ne exprimăm fiecare poezia noastră, adică fiecare spune povestea lui în ceea ce face. Ce frumos, mi se pare, da, chiar sunt absolut diferite. Probabil și construcția ta, da? Cum anume este construit corpul tău și aici, da, ai un avantaj față de, să spun, o altă tânără sau un tânăr mai corpolent, care clar s-ar duce pe o altă zonă. Da, asta e și un lucru foarte bun la sportul nostru, că poate să acceseze diferite tipuri de personalități, de corpuri, de fiecare poate să-și aleagă locul unde se potrivește el cel mai bine. Și asta este un punct foarte bun. Adică ai de unde să alegi până, da, la urmă. Da, avem de unde să alegem. Plus că sunt și aici antrenorii pe măsură, nu? Da, chiar cei mai buni. A fost, zic așa, pentru tine de două ori mai mare responsabilitatea sau te-ai simțit vreodată copleșită? Pentru că e clar, tu aici n-ai fost un simplu cursant. Ești fiica tatălui tău, da? Un perfecționist desăvârșit, un om cu o structură militară care impune o rigurozitate anume. Da, mereu trebuia să fiu un exemplu. Mereu mi se atrăgea atenția că trebuie să fiu un exemplu pentru ceilalți. Acum când am crescut mai mare, mi-am dat seama că într-adevăr este foarte important ceea ce arăt la ceilalți, pentru că dacă eu încep în timpul antrenamentului să râd sau să iau mai la glumă, imediat se sparge bucla și încep și ceilalți. Deci mereu trebuie să fiu serioasă, să le arăt că sunt într-adevăr acolo un pilon. Smaradache Bogdan este numele meu. Cel mai mare titlu obținut, campion național la Cinta, anul 2007. Felicitări în primul rând și am văzut chiar imaginea când ați venit în sala de antrenament, înțeleg, după ceva ani, dar această dată însoțit de fiica dumneavoastră. Da, am reușit să o aduc și pe ea, pentru ea am făcut și pauza de 10 ani ca să crească, iar acum la vârsta potrivită am adus-o și pe ea în sală să facă și ea sportul care cred că m-a adus pe mine și m-a format ca omul care sunt acum. Iată cât de frumos, deci noi vorbim despre rezultatele din sport și ajungem să ne ducem către această formare de a fi om. Vă rog să mă ajutați. Da, este o formare a caracterului prin rigoarea sportului care se impune și toate rigoare alimentare, pe odihnă, tot ce este necesar pentru a obține performanțe. Având în vedere colectivul
sălii și susținerea sălii e foarte important. Nu știu, când faci ceva de plăcere, nu ai cum să renunți. Este al treilea campionat mondial la care am participat. Din păcate, la celelalte nu am reușit să mă urc pe podium. Mai am un loc 5 în 2017. De câți ani vin în cadrul acestui club, poți să-mi spui? Sunt de 5 ani în acest club. Da? De 5 ani, sunt niște ani la mijloc. Ce te-a făcut să rămâi? Nu putea fi așa o tatonare pentru 6 luni, pentru un an, poate să abandonezi după 2 ani și totuși ai rămas 5? Inițial am venit doar ca să învăț să mă apăr, dar când am venit aici mi-a plăcut foarte mult comunitatea și foarte mult sportul. Am avut un fel de pasiune pentru el și din cauza aceasta am decis să rămân și să continui. Înțeleg că ești pe zona de full contact? Da, pe zona de full contact, light contact și am mai făcut și tau, dar în principiu pe partea de full contact. Așa ai simțit tu? Poate spre asta te-au ghidat și domnii antrenori? Așa am simțit eu nevoia. Și antrenorii inițial ei te roagă să faci ambele lucruri pentru că te ajută în ambele domenii, dar e destul de greu și așa că am decis să rămân. Ai luat o decizie, ai ales până la urmă. Acum din nou în sala de antrenamente de 3 ori pe săptămână? Da, de 3 ori pe săptămână. Și desigur când se mai poate mai vin și în timpul liber la sală și mai fac și când ceilalți realizează tau sau niciun. Pe ce zonă, să zic, te îndrepți? Pe zona de kung fu și pe zona de ușu. Sunt părțile demonstrative. Da. Aici ai simțit tu că așa, îți place mai mult? Da, ocazional mai intru și la lupte, dar mă bazez pe partea asta. Și am văzut, faci așa niște figuri aparte, care cred că nu li se îndemână tuturor. Da, sunt specifice stilului pe care îl practic. Am vrut să devin campioană, să devin cât mai bună și să ajung ca Mara. Ce frumos! Uite, îmi place că ai spus acest nume, Mara. Deci pe ea o vezi drept model. Da. Ce te-a atras așa la ea? Stilul, tehnica. Vin din 2019, doar că am făcut o pauză când a fost pandemia de COVID și acum vin din 2021. Am înțeles. Ce îți place? Iată, aici văd și fete, văd și băieți, văd o atmosferă plăcută. Parcă ați fi cu toții prieteni, așa este sau mă înșel? Da, suntem ca o familie, ne ajutăm unul pe altul. Avem aici, iată, o campioană mondială, avem două medalii obținute la campionatul mondial din China. Sunt onorată să te cunosc, te rog să-mi spui exact complet numele tău și vârsta și medaliile, da, la ce categorii le-ai obținut. Mă numesc Nedelea Ana Maria, am 17 ani, am obținut medalia de argint la fără armă și medalia de bronz la probă cu armă. Felicitări încă o dată, așa te văd foarte, cum să zic, perfecționistă. Ești, cred că gândești fiecare cuvânt pe care vrei să-l spui acum. Nu se întâmplă nimic, emoțiile sunt firești. Lângă tine stă cineva și o cheamă Mara. Da, e prietena mea și antrenoarea noastră. Ne-a ajutat foarte mult în perioada asta și ne-a susținut pe toți. Adică, de exemplu, aveam momente când simțeam că nu mai pot și nu mai voiam și zicea, ai muncit atât acasă, ce, să rămâi în pat și să nu vii la antrenament, că mai e încă puțin, hai încă puțin, hai sus. Contează foarte mult această susținere. Pentru că în anumite momente avem nevoie de susținere. Cum se îmbină, iată, școala cu prezența ta în sala de antrenament, mai ales că știu că ai fost plecat la campionatul mondial din China și felicitări și pentru acest lucru. Mulțumesc. Este destul de greu, am multe ore în fiecare zi. Făceam antrenamente zilnic, dar acum nu pot să mai ajung chiar la toate. Este destul de greu. Dar cred că ceva te-a atras la acest sport și aici aș vrea să-mi spui tu. Avem un sport asiatic, da? Da. Te rog. Practic încă de mic, de la vârsta de 4 ani, n-am reușit să practic continu, am mai făcut pauze, dar întotdeauna mi-a plăcut. Tot acest sport sau a fost karate sau altceva? Nu, numai niciun. Da? Da. Mara este generația următoare după
după Adriana. Adriana a tras-o pe Mara în această direcție. Mara, la rândul ei, este un vârf de lance pentru următoarea generație care vine în spatele ei. Și generațiile respective sunt din ce în ce mai performante. Asta mă bucură, că am lăsat ceva sau o să las ceva în urmă. Avem, iată, o forță a celor cinci pumni, mi-ați descris-o și aș vrea să rămână aici și pe filmare, vă rog. Da. Ideea, filozofia din spatele acestei denumiri a venit prin anul 2000. Clubul este înființat în anul 2002, dar ideea era mai de mult. Și, bineînțeles, a venit tot în urma unui film de arte marțiale, da. Jocul Morții cu Bruce Lee, care la final luptă într-o pagodă cu cinci nivele, care reprezenta de fapt cele cinci elemente. Și de aici greutatea și elementele care au fost transmise în acel film m-au marcat pentru a da denumirea acestui club. Practic, cei cinci pumni sunt, de fapt, nivelele de accedere spre cunoaștere ale acestor tineri care vin aici, în această sală. Și încep ușor, ușor, de la nivelul de inițiat până la nivelul de sportiv de performanță, de maestru și, în viitor, să sperăm, de oameni înțelepți. Cam acesta, să zicem, ar fi așa la fel scopul, probabil. Și în spatele dumneavoastră admiram, așa, chiar am ținut să fim aproape de ceea ce înțeleg, chiar dumneavoastră cu propriile mâini ați creat. Avem simbolul acesta Yin și Yang, vă rog? Da. Simbolul Yin și Yang e înconjurat de cele 8 elemente, e vorba de simbolul Pakua. E unul dintre elementele filozofiei chinezești, în jurul căruia se construiește întreaga filozofie chinezească. Cele 8 elemente pleacă de la acest Yin și Yang, trece prin cele 5 elemente și iată, de aici se dezvoltă o întreagă poveste a filozofiei chinezești, a taoismului și, de ce nu, a confucianismului, pentru că sunt legate între ele. Clar, văd că nu puteți acolo ca un simbol să nu apară un dragon. Și acesta are un rol aparte în filozofia. În filozofia chinezească, dragonul are un loc foarte important. Este regele tuturor celorlalte animale. Dacă știți, zodiacul chinezesc este format din animale și ele au fost, în ordinea în care ele au apărut la chemarea lui Buddha, exact în această ordine au fost și aceste zodii. Da? Primul este șobolanul, care a ajuns cel mai repede, și, bineînțeles, toate celelalte zodii. Noi acum suntem într-un an care este dominat de zodia iepurelui. We'll be right back.